Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș organizează bursa locurilor de muncă la sfârșitul lunii aprilie, astfel că mureșenii care sunt în căutarea unui job sunt așteptați să participe, iar angajatorii care au oferte sunt invitați să le depună la forțele de muncă. Potrivit informațiilor furnizate de directorul AJFM Mureș, Regina Fărcaș, bursa va avea loc la Târgu Mureș, Târnăveni și Sighișoara în data de 27 aprilie. La nivel zonal, până pe 19 aprilie sunt așteptate peste 400 de locuri de muncă vacante, însă nici unul nu este destinat absolvenților. Majoritatea posturilor ofertate sunt pentru șomerii cu studii medii, profesionale și lucrători necalificați, cele mai multe fiind de agent de intervenție și pază, muncitori în domeniul confecțiilor textile, brokeri și mecanici auto. La sfârșitul lunii martie, în evidențele agenției, erau aproape 15.000 de șomeri, iar rata șomajului a ajuns la 6%.